Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Locul acesta pentru mine nu trebuia, dar la îndemnul fratelor și așa cum de fiecare dată vrem să fim și ascultători de frate. Iată, după o perioadă de 2 ani și ceva, nu am mai fost în adunarea frăților voastre. Dar gândul meu și rugăciunea mea a fost cu frățiile voastre. Și eu am trecut printr-o perioadă de o suferință, nu așa mare, dar Dumnezeu, așa cum spune, care ne iubește și ne vrea aproape, El ne trece. Și El este cu fiecare dintre noi. De aceea, cu prilejul adunării care a fost ieri și care Dumnezeu m-a însoțit și El a fost cu mine și cu El, cu Domnul Iisus, am ajuns la sărbătoarea a frăților voastre din cetatea aceasta, în care un frate m-a întrebat ieri, când am ieșit de acolo, ce mai faci, frate? Iată, am venit la rădăcină. Deci, aici este rădăcina în care Dumnezeu m-a trimis pe pământul acesta, în familia aceasta, a noastră, trupească, dar mai mult, în aceasta duhovnicească, căci fiecare dintre noi facem parte din familia aceasta, a lucrării, a oasei Domnului. Plecând de aici, la o vârstă cam fragedă, la 17 ani și ceva, dar am cunoscut frați de aici, care nu mai sunt între noi cu trupurile, dar Duhul lor este prezent aici, în mijlocul nostru. Și așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, să privim la ei, cum au sfârșit ei, cum au alergat ei, credința lor care au avut-o în El, în Dumnezeu, în Fiul Lui. Și să mă străduiesc, mai întâi, eu vorbesc nu la plural, ci la singular, eu, cum mă străduiesc ca într-adevăr să pot și eu lăsa în mama mea, în familia mea, așa cum s-a spus aici, aici pot fi așa cum se vede, dar mâine, poimine, când vom pleca de aici, între ale noastre, în familiile noastre, între rudele noastre, cu cei care călătorim, cu cei care lucrăm. Acolo se vede ceea ce astăzi Domnul îmi spune mie, în primul rând, și ne spune nouă. De aceea,
Dumnezeu care El ne-a iubit și care El ne iubește așa cum suntem. Așa cum spune Evanghelia, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că oricine crede în El, în numele Lui, va fi mântuit. Mare credință, așa cum s-a spus, de Evanghelia de astăzi. Chiar dacă astăzi n-am citit-o, dar am citit-o mai înainte. Fiecare am trecut prin cuvântul lui Dumnezeu, căci ea este oglinda în care și eu, și frăția ta, și fiecare dintre noi ne vedem starea noastră, a vieții noastre, a trăirii noastre. Eu pot să spun multe cuvinte aici, căci le-am auzit, le-am citit, mai ales în vremea noastră, în care este atâta cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, dar se cere trăire în față. Trăire și împlinire. Așa cum este Evanghelia de acolo, când cu acele 10 fecioare, 5 au fost înțelepte, 5 neînțelepte. Și vedem, vedem acolo cum spune cuvântul, când a sosit mirele, acele 5 care erau înțelepte, a intrat în odaia de nuntă, celorlalte au rămas. Să nu mă trezesc și eu la capăt. Sau când voi fi întrebat acolo de Domnul, cum ai trăit pe pământul acesta și mai mult de atât, mai ales căci Domnul s-a îndurat și El ne-a chemat în lucrarea Lui, în oastea Lui, a Domnului. Ce voi răspunde? Ce vom răspunde? Așa cum spune, plecați, plecați, întrucât ați făcut și fără de lege. Cum, Doamne? Dar eu n-am fost la adunare, la adunarea din Matca, din Suceava, din Galați, sau pe unde am fost? Nu te cunosc. Oare cum va fi? Oare cum? De aceea să luăm aminte, așa cum spune și la Sfânta Biserică, când se citește Evanghelia, cu luare aminte să luăm. De aceea, așa cum am spus de la început, n-am venit aici, în locul acesta, așa cum la noi, în adunarea noastră, suntem așa de puțini suflete. 2 sau 3. Au fost adunări, când 2 am fost, 2 frați, frate, și 3 surori, atât. Dar ne-am bucurat de prezența Lui, de dragostea Lui. 2 sau 3. Așa ne spune și cuvântul. Unde sunt 2 sau 3 adunați cu adevărat, că numele Meu și Eu voi fi în mijlocul lor. Și așa ne bucurăm, căci suntem împreună. Aceasta dorește Domnul, să fim împreună. Noi cântăm de multe ori cântarea, ca să fim împreună. Și poate de multe ori nu suntem împreună. Vine vrăjmașul, vine gândul acela, care în mintea noastră, în
sufletul nostru vine ca nu cumva să pot auzi din partea Lui, din partea noastră, din partea mea, de multe ori, n-au putere aceea, așa cum spuneam și părintele meu, proroc, într-un cuvânt, acolo. Cine mă îndrăznește astăzi să meargă nu la președinte, ci la un prieten, la o rudă, să-i spună, nu-i bine, faci păcat. Și eu m-am gândit așa. Nici eu n-am avut curajul acesta. Să-i spun. Și l-am văzut. Căci am avut odată o discuție cu cineva care când ieșind de la slujbă și-a trecut dincolo, o aprins țigara și am zis, nu-i bine. Și n-am știut ce să spun, ce am spus. Mi-am cerut iertare, să mă ierte și Domnul, El face. De aceea, așa cum am spus, curajul acesta, așa cum ne-a îndemnat părintele acolo. Așa au fost frații dinainte. Au avut curajul acela și era vremurile acelea, știm fiecare dintre noi, stările acelea, când geamurile erau acoperite, ca și acolo unde m-am dus. Așa erau frații, puneam așa și ne bucuram și era focul acela, dragostea aceea din Domnul Iisus și nu vedeam nimic, nici în stânga, nici în dreapta. Și vedeam pe Domnul Iisus că erau în frați, erau în surori, în cântare, în poezie. Așa erau frații. Astăzi, așa sunt noi. Dar îl rugăm pe Domnul, pe Mântuitorul nostru, Doamne, ală zilele acelea fericite, bucurile acelea care le-am avut atunci, ca într-adevăr să putem fi, nu altfel decât așa cum ne vrea Domnul, nu cum vreau eu, poate eu vreau așa, nu, cum ne cere cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, iată, așa cum am amintit, Domnul m-a ajutat așa, ca să ajung anul acesta aici. Și chiar îi spuneam soției mai înainte, dacă Domnul m-a ajutat, vreau să ajung la Marta, aici, unde a fost copilăria, aici, unde am fost cu frații și care ne-am bucurat și care, nu, așa cum am amintit, nu mai sunt printre noi, dar ne-au lăsat urmele lor, ne-au lăsat jertfa lor, ne-au lăsat starea lor și să putem și eu și noi să mergem pe urmele lor, pe urmele Domnului și pe urmele înaintașilor noștri. Și așa, în lucrarea aceasta, care fiecare în adunările noastre ne-am amintit de părintele nostru și Iosif, dar nu numai când este evenimentul, ci de fiecare dată, căci așa cum spunea fratele, oriunde eram eu sau frăția ta, unde? Dacă lucrarea aceasta nu vinea prin Duhul Sfânt, dacă era de la om, nu mai ajungea până în vremea noastră. Și cine știe pe unde eram, pe unde rătăceam, dar ea a fost trimis în poporul nostru, în biserica noastră, în țara noastră. Oastea Domnului și care i-a ajuns până la marginile pământului, prin frații noștri, prin copiii noștri care s-au dus acolo să muncească, să s-a dus lucrarea aceasta
așa cum spuneți, fratele Traian acolo zburat scândări și ele au zburat, fraților. Și noi de multe ori nu putem și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, căci ne aflăm aici, ne aflăm aici în corabia aceasta, acestei lucrări a Domnului, acestei lucrări a voastre, Domnului. Și să putem și noi duce mai departe prin El, prin Domnul Iisus, nu prin noi, nu prin puterea noastră. Eu le-am spus la frați, acolo, la noi, de multe ori le-am spus fraților, mai bine aș sta jos. Aș sta jos. Dar, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, când vă adunați, ce este de făcut? Căci dacă n-am face așa, am vorbit de ale noastre, ce am făcut ieri, ce vom face mâine sau poimine, dar nu. Și acolo spune Sfântul Apostol Pavel. Unul are o cântare, unul are o descoperire, unul are o poezie și toate împreună ne putem zidi sufletele noastre. De aceea am venit aici. N-am venit să ne, și aceasta, să ne vedem, să ne privim, să ne îmbrățișăm, să dăm mâna. Aceasta este dragostea Lui, bucuria. Căci astăzi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, aici, la frăției rugoase, în adunarea frăției rugoase. Cât de mult trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și aș citi doar câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu. Din 2 Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, care el ne spune așa, în 5:14 de semnul, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Iată, cine ne-a strâns, fraților, aici? Dragostea lui, bunătatea lui, mila lui. Oare am eu un merit? Avem cineva de aici un merit că suntem aici? Nu. Este Domnul Iisus, este jertfa Lui și amenitașilor noștri. De suntem aici, în locul acesta, în după amiaza aceasta, ca într-adevăr să plecăm de aici încărcați de El, de cuvântul Lui. Și mâine, poimine, așa cum a spus, să putem dovedi prin viețile noastre lumina. Așa cum spune în alt cuvânt, în alt loc, despre lumină. Oare aprinde cineva o lumină și o acoperi? Nu? O pune unde? În sfeșnic. Ca cei din jur să poată vedea lumina. Să vadă viața mea. Măi, ieri sau poimine l-am văzut pe X, Y, era într-un fel, ia că astăzi nu mai este așa. De ce? Pentru că transformarea aceasta o face numai Domnul Iisus, prin cuvântul Său. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Iată. Pentru cine? Pentru acela, pentru Domnul Iisus, care El a luat povara păcatelor mele și a fiecărui dintre noi. Și cum spune în alt loc, nu numai El, ci a întregii lumi. Dar este și gândul acela a vrăjmașului, acelui care din totdeauna El a fost împotrivă, de la început. Dacă, așa cum spune în alt loc, dacă cu lemnul verde s-a purtat așa, cu cei care nu suntem uscat, plin de păcate, plin de atâtea. De aceea, așa cum am citit de aici, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel
ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Deci iată, să nu-l mai cunoaștem pe, în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Ce minunat ne învață Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele acestea, chiar dacă l-am cunoscut, acum nu-l mai cunoaștem. Pentru că Domnul Iisus, El a venit în viața mea, în viețile noastre și ne-a schimbat. Ne-a schimbat felul de a trăi și pe pământul acesta și mai mult de atât în lucrarea aceasta în care ne regăsim fiecare dintre noi. Și așa cum am spus mai la început, iată, aveți aici frații care s-au luptat așa de mult. Părintele Iosif, fratele Ioan Marin și fratele Traian, care noi cântăm așa de minunate cântările acestea, care ele au fost prin Duhul Sfânt, dar n-au fost prin fotoliu sau la o masă, nu, au fost în beciurile acelea. De acolo a izvorit prin Duhul Sfânt aceste cântări și noi le cântăm așa de minunat. Și poate de multe ori nu le prețuim. De ce, frate? Nu le prețuim. Și ar trebui să le prețuim, să le dăm ceea ce ei ne-au lăsat. Căci dacă iese cineva în Hristos, iese o făptură. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci să fim în El, în Domnul Iisus, așa cum am citit. Este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nețiindu-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat noua propovăduire acestei împăcări. Iată, Dumnezeu ne-a împăcat cu El, cu Fiul Său, cu Domnul Iisus. Și versetul 20 și 21 aș dori să le citesc. Noi, dar, așa cum spune, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna pe noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Când, frate, să mă împăc? Mâine? Poimene? Nu, așa cum spune în alt loc Sfântul Apostol Pavel. Astăzi, dacă ați auzit glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimii. Așa cum se spunea acolo, frate, poate mâine, sau plecând de aici, poate nu mai ajung acasă. Se poate. Și dacă nu mă împăc cu El astăzi, mâine va fi prea târziu. Și versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea în lui Dumnezeu, în El. Iată, El n-a făcut păcat. El s-a făcut păcat pentru mine și pentru fiecare dintre noi. De aceea, mulțumim Lui, Domnului și Mântuitorului nostru, de aceste clipe care El le-a rânduit în viețile noastre și El ne-a purtat de grijă până în clipa aceasta. Și cuvintele Lui, că și poate ale noastre așa cum sunt ele, dar cuvântul Lui să-L putem pune pe inimile noastre și eu, și frățea, dar și fiecare dintre noi și rugăm ca El să ne dea și putere, să le putem înfăptui în viața noastră de zi cu zi, ca
la sfârșitul vieții noastre să putem ajunge și noi, așa cum El a spus și ne-a promis, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iată, Dumnezeu ne-a pregătit locul prin jertfa sa, prin sângele său, dar sunt dator și eu și frăția ta pentru locul acela să mă pregătesc de aici, de pe pământul acesta. De aceea facă Domnul, ca și din întâlnirea aceasta, din adunarea aceasta, să putem fiecare dintre noi un cuvânt, un îndemn, să-l punem pe inima noastră și, așa cum am spus, să rugăm pe Domnul ca El să ne dea și putere prin Duhul Sfânt, ca El să facă rol în viețile noastre, așa cum frățiile voastre sunteți aici și agricultori, așa este. Eu când am plecat nu prea erau așa aceste solari, dar prin truda frăților voastre, nu? Prin munca frăților voastre, așteptați și un rod, căci fără muncă, fără trudă, nu puteți avea rod. Așa este și pe calea Domnului, fără trudă, fără a face ceva pentru sufletul nostru, pentru sufletele noastre, nu putem avea rod. Și rod am vrea să fie după voia lui Dumnezeu, nu după noastră. De aceea Domnul să ne ajute, El să ne binecuvinteze și să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca într-adevăr, cu fiecare întâlnire, cu fiecare prilej, să putem pleca fericiți, bucuroși, căci astăzi ne-am întâlnit cu Domnul Iisus, cu Fiul Său, care El a luat asupra Lui vina mea și vina a fiecăruia dintre noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Slăviți să fie Domnul.